Cei mai cunoscuți de acolo, dar și apropiații părintelui Dumitru Bălașa din Drăgășani au readus memoria în atenția publicului larg. Supranumit Patriarhul de Drăgășani, preotul a fost un vizionar și un mare patriot care a strâns în jurul său oameni ce i-au dus mai departe ideile. De aceea, nu întâmplător, la Arhiepiscopia Râmnicului a avut loc slujba de pomenire urmată de reuniunea iubitorilor de istorie. Celelalte lucruri cu coloviu pe care l-am dedicat părintelui Dumitru Bălașa. Părintele Dumitru Bălașa se află înmormântat în cimitirul orașului Drăgășani, dar discipolii săi sunt risipiți peste tot în lume.